Vorbim acum despre Răzvan Lucescu, care, după cum bine știm cu toții, are o carieră de succes în Grecia, acolo unde este antrenor. Însă, în spatele succesului și există și sacrificii și compromisuri, multe compromisuri pe care le-a făcut. Ca de exemplu, unul dintre aceste sacrificii este faptul că 11 luni din an acesta este plecat și a mai declarat faptul că nu stă cu soția lui. Aceasta, un motiv pentru care nu stă cu soția lui este pentru că au câteva afaceri în București de care soția acestuia se ocupă, iar atunci când vine în vacanță, nu își dorește decât să stea împreună cu familia și cu animăluțele. Acestui sacrificiu, pentru că vorbim despre un sacrificiu imens, acela de a sta din 12 luni, 11 departe de casă, Răzvan Lucescu face parte din generația celor care au știut să-și țină familia aproape și să aibă o familie unită. Pe lângă faptul că este căsătorit cu Ana Maria de aproape 3 decenii, el are și 2 copii minunați și este și bunic. O familie frumoasă și numeroasă și iată că a știut să-și țină această familie departe de orice scandal. Crezi că totuși în această ecuație femeia este cea care are rolul de a-și ține familia unită? Femeia de succes din spatele bărbatului puternic, așa cum spune vorba? Contează categoric femeia. Cred că eu, cumva ea impune trendul. Dar bine, în situația în care există o diferență între cei doi din punct de vedere al cât de important sau cunoscut sunt și așa mai departe. Deci cum e la Răzvan, da? Se putea ca el să impună, de fapt, trendul familiei. Cred că la el contează foarte mult și familia din care provine și amprenta tatălui. Adică Lucescu totdeauna a fost o persoană foarte serioasă și foarte discretă cu privire la viața proprie, orientat foarte clar profesional, deci un model de urmat în familie și cred că el este cel care de fapt impune cumva ce trebuie să se întâmple. Model de urmat este și Răzvan și tocmai de aceea vreau să ascultăm ce spune acesta. Cred că cel mai important lucru în viață este să găsești pasiune pentru ceva. Găsind această pasiune și făcând lucrurile cu adevărată plăcere, ești permanent gata să te sacrifici și să mergi înainte. Să te sacrifici în sensul că și atunci când îți e mai greu, să ai forța să te dai jos din pat cu același entuziasm, învățând din situațiile complicate și încercând să te dezvolți pe tine și să dezvolți ceea ce faci. Toate aceste perioade pot spune că au fost caracterizate de un respect profund eu pentru soție și soția pentru mine. Am învățat să ne știm, să ne cunoaștem foarte bine, am învățat să ne acceptăm foarte bine calitățile, defectele și pot spune și acum că eu o iubesc foarte tare și cred că și ea la fel. O iubește foarte tare pe soția sa și mi-a plăcut tare mult ce a spus Răzvan. Printre restul declarațiilor emoționante, îi port un respect foarte mare soției mele. Așa cum tu spuneai, mai mult ca sigur că e vorba despre același respect pe care l-a văzut și în familia lui, încă de mic copil, pentru că... Da, noi am discutat de multe ori faptul și că tindem a avut să... o relație da, și oare cu soția noi tindem, de fapt, să repetăm modelul de familie pe care l-am văzut. Deci cel în care am crescut. Ce vezi, ai atins să recreezi și tu. Poate pentru a înțelege care este situația și de ce s-au întâmplat lucrurile în felul în care s-au întâmplat, pentru că de multe ori familiile nu sunt model. Și atunci copiii tind să repete, de fapt, modelele deformate pe care le-au văzut acasă. Dar poate că fac chestia asta tocmai pentru a înțelege de ce, cum și în ce fel reacționează fiecare om când este pus în situații speciale, în interiorul familiei lui. Pare că un astfel de succes pe care și Răzvan l-a atins, de altfel, vine la pachet cu un sacrificiu destul de mare. Merită să facem un astfel de sacrificiu cora în viață? De multe ori poți să și pierzi. Poți să pierzi familia, poți să pierzi soția, poți să pierzi multe lucruri. Depinde ce-ți dorești. Adică depinde, fiecare om își face de fapt o listă de priorități. Da? Pentru fiecare este cel mai important lucru altceva. Pentru unul este cel mai important lucru profesia, pentru altul poate că este partea emoțională, sentimentală, pentru altul sunt aventurile, pentru altul și așa mai departe. Deci fiecare de fapt are propria lui listă de priorități. Și atunci totul depinde de această listă. Noi nu putem să judecăm pe alții, tocmai pentru că lista noastră de priorități este diferită de altora. Poate pentru tine este foarte importantă profesia pe care o faci și poate pentru altă femeie este foarte important să facă 3-4 copii.
da? Pe care o profesie de tipul celei pe care tu o ai nu îți permite să-i realizezi, adică dacă vrei să deduci profesie, nu mai poți să mai faci și copiii în același timp. Da, e foarte greu să le faci și pe unele și pe altele și să-ți iasă toate bine. Iată că până la urmă Răzvan Lucescu se pare că a reușit să găsească cheia succesului.